Vă salut, prietenii mei gurmanzi! Astăzi o să pregătim autentica orceată valenciană. Eu aici o am, am pregătit-o și imediat o să vă arăt ingredientele. Este o băutură foarte, foarte sănătoasă și dacă aveți ocazia, vă rog frumos să o probați, da? Ciufa, cred că găsiți în magazinele naturiste, da? Nu se găsește ușor în România, cred, dar totuși o să găsiți. Aici, în spatea la noi, se găsește mai mult. Și haideți să vedem de ce avem nevoie. Eu o să folosesc doar 3 ingrediente. Și am pregătit aici 250 de grame de ciufa, care o să o bag în apă și o să o las cel puțin 24 de ore la înmuiat. Mai avem nevoie de 1 litru de apă și, în cazul meu, 100 de grame de zahăr. Voi zahărul puneți-l după gust, mai mult sau mai puțin. După ce au trecut 24 de ore, scurgem ciufa de apă, o adăugăm într-un castron și o acoperim cu 300 de mililitri din litrul de apă. După care o să o trecem prin blender. Eu aici ce vă recomand? Eu am trecut-o prin blender, dar mie mi s-a încălzit foarte mult blenderul, pentru că ciufa este foarte tare. Eu vă recomand să folosiți robotul de bucătărie, un robot mai puternic. Da? Și am pisat-o până am adus-o la o textură, după cum vedeți în video. Acum introducem castronul la frigider și lăsăm 2-3 ore ca să-și amplieze gustul. După ce au trecut 2-3 ore, îl scoatem de la frigider, adăugăm restul de apă și aici am uitat să vă spun, apa trebuie să fie foarte rece și cu ajutorul unui tel amestecăm bine compoziția, după care cu ajutorul unei strecurători îl strecurăm și eu aici vă recomand să folosiți o strecurătoare cât mai fină sau chiar un tifon dacă aveți, ca să stoarceți foarte bine tot laptele din ciufa. După ce am strecurat-o bine, adăugăm zahărul, după cum v-am spus la început, în cazul meu 100 de grame, voi probați-l după gust și îl amestecăm bine până se topește tot zahărul. Când zahărul s-a topit, aici avem pregătită băutura noastră de orceată de ciufa spaniolă. Probați-o, vă rog frumos, dragii mei prieteni, prietenii mei gurmanzi, și nu uitați să o distribuiți și cu prietenii voștri gurmanzi, să vă abonați la canalul meu, să-i dați like și, în cazul în care ați probat-o, lăsați-mi un comentariu să știu că ați probat-o și îmi spuneți dacă v-a plăcut sau nu v-a plăcut, dar vă spun că are un gust nemaipomenit de bun și este o băutură foarte, foarte sănătoasă, naturală 100%.